Începând cu anul 1994, Ziua Mondială a Educației este sărbătorită în fiecare an în data de 5 octombrie. A fost desemnată de UNESCO și marchează semnarea în 1966 a recomandării UNESCO și OIM privind statutul profesorilor. Recomandarea ce constituie principalul cadru de referință pentru abordarea drepturilor și responsabilităților cadrelor didactice la scară globală. Ziua Mondială a Educației are ca scop sensibilizarea cu privire la importanța rolului jucat de profesorii din întreaga lume. Aceștia își dedică viața adesea pentru un salariu foarte mic, pentru a avea un impact asupra modului în care copiii învață, cresc și se transformă în adulți. Responsabilitatea de a educa generațiile viitoare nu este deloc ușoară, așa că Ziua Mondială a Educației este o oportunitate excelentă pentru a arăta puțină recunoștință pentru acești oameni dedicați și importanți din viețile noastre. Cu ocazia acestei zile, Inspectoratul Școlar Județean Gorj a postat un mesaj prin care le urează la mulți ani tuturor cadrelor didactice. Astăzi este Ziua Mondială a Educației. Astăzi îi sărbătorim pe toți cei care educă sufletul. Și mintea celor tineri. Se spune că un copil, o carte, un creion și un profesor pot schimba lumea. O pot schimba în bine, mai mult decât oricare altă revoluție. Munca fiecărui profesor este o investiție neprețuită în viitorul fiecărui copil, în viitorul întregii societăți care este datoare să prețuiască educația. Indiferent de vârstă, cu toții ne dorim aceleași lucruri de la viață: educație, respect, curaj. De Ziua Educației, la mulți ani, tuturor celor care dăruiesc cea mai mare parte a timpului lor, elevilor, acelora pentru pentru care să fii profesor nu este o meserie, ci singurul mod de viață. La mulți ani, stimați colegi!